Era frig, o seară ploioasă de toamnă. Ploua torențial peste mine și sufletul meu. Ce lacrimi, care lacrimi, de unde atâtea lacrimi? Nici nu mai știu ce sunt ale. Nici măcar stropii de ploaie nu-i mai puteam lua. S-au scau instant pe fața mea palidă și tristă, din cauza trecutului de care tot alergam și fugeam de câțiva ani. Alergam și tot alergam, eram terifiat, fugeam și tot fugeam. De ce? Nici măcar eu nu știu. Tot ce mi-amintesc este o voce, o voce sumbră, o voce puternică care îmi tot repetă că nu pot să scap de ceea ce mi-a fost menit, că nu pot scăpa de destin, că destinul mi-a fost scris încă de la naștere. Și alergam și tot alergam în speranță că poate o să se termine într-un final, dar nu a fost așa. Și an la rând am trăit cu teama asta, dar și cu multe de întrebări. Cine sunt, ce vreau, de ce tot mai eu din tot și cu ce am greșit? Oare totul este în capul meu și îmi fac singur filme? Sau sunt doar o piesă dintr-un puzzle care nu mi-a aparține? E greu să nu știi cine ești, ce scop ai, să nu știi nici măcar cum te cheamă. Nu mi-amintesc nimic din trecut, nimic. Tot ce mi-amintesc este doar că m-am trezit undeva prin școala generală și toți mă priveau ciudat, cu ură și dispreț, puteam citi asta în ochii lor. Nici măcar nu știam dacă am părinți, sau dacă am, cum îi cheamă. Avea grijă de mine un om bătrân și tare bolnav, dar avea grijă să-mi întind o coajă de pâine și o cană cu apă. De privirea caldă din ochii lui și de zâmbetul lui, nu m-a apucat să mă bucur prea mult, pentru că s-a stins. Am vărsat oceani întregi de lacrimi și urlam către cer, dar fără folos. Băbacul ce avea grijă de mine a murit, exact ca singura scânteie din sufletul meu ce a încetat până acum. Scânteia ce mi-a dat putere până acum. Eram respins de societate, sau mă rog, ceea ce numesc ei societate. Eu numesc instinct de turmă, dar asta e altă poveste. Toți se uitau ciudat la mine, dar mie nu-mi păsa. Aveam deja o povară prea mare de purtat pe umerii mei. După un timp, au apărut insomniile. Nu pentru că n-aveam ce face, ci pentru că aveam cușmaruri. Vocea aceea demonică, groasă. Parcă și acum mi-aduc aminte de ea și sunt același fior. Cu toate că au trecut 5 ani de la ultima apariție. Doar că atunci am simțit-o până în măduva oaselor, iar cum până cel mai adânc colț al inimii. Din acel moment, pot spune că am început să cred în zicala. Istoria se repetă și se pare că așa a fost. Încă din acel moment, de la a doua apariție, corpul meu tremura de frică. Îmi era teamă, eram atât de speriat, încât am întrebat, oare cât o să mai fug? Nu puteam trăi fugind și tot fugind de realitate și adevăr. Până la urmă, nu aveam ce pierde. Nu mai aveam ce pierde. Tot ce mai avem eram eu și acea voce sinistră. Așa că am decis că este momentul să lupt, să schimb ceva, să fac ceva în legătură cu asta. Aveam de ales între a domina sau a fi dominat. Și an la rând am dus o luptă mult prea grea în mine. Se folosea de tot felul de lucruri grotești, de oamenii pe care ajunsesem să-i cunosc, de visele mele pe care le transformam în cușmaruri. Mă vedeam într-un loc pustiu, straniu. Tot ce puteam să văd în jurul meu era doar o grămadă de clădiri în paragină, dărâmate și mort, dar foarte mult sânge în jurul meu. O imagine clară a unui film horror, dar era un fel de arenă, un fel de arenă de luptă. Arena pe care eu și cu el trebuia să luptăm într-un final. Și într-un final și arată fața. When we come to see the teddy bear here to play, if you don't come play with us, then we will kill you. Era frig, o seară ploioasă de toamnă. Ploua torențial peste mine și sufletul meu. Ce lacrimi, care lacrimi, de unde atâtea lacrimi? Nici nu mai știu ce sunt ale. Nici măcar stropii de ploaie nu-i mai puteam numi lacrimi. Se uscau instant pe fața mea palidă și tristă, din cauza trecutului de care tot alergam și fugeam de câțiva ani.